Peste 250 de bărbați din Valea Jiului s-au așezat marți de la prima oră pe scările complexului energetic Hunedoara. Vor să muncească la mină. Sunt tineri care nu prea au avut experiență, dar care ar putea să facă față. Orfoși mineri chiar care vor să revină ca să nu mai fie sclavi prin Europa. Oamenii s-au înghesuit imediat ce au fost schimbate condițiile de concurs și nu li s-a mai cerut calificarea pe fiecare post. Deocamdată însă se fac angajări pe posturile rămase vacante la mina Vulcan, iar oamenii spun că sunt interesați. V-ați hotărât să vă înscrieți pentru miner? Da, am calificare de miner. Am lucrat 10 ani, poate 15 ani în afară. Și avem familie, am 5 copii. În calitate de copii, pentru ei ne luptăm. Deci am copii la facultate, unul de ei la medicină, la Timișoara. Și acum țin cont că fac angajări și ar trebui să țină cont, pentru că sunt foarte mulți oameni, persoane care nu lucrează în Valea Jiului și ar trebui primarii să facă o întâlnire, ar trebui toți, chiar guvernul ar trebui să acționeze pentru a putea angaja angajările astea, care că sunt foarte mulți, e zona a treia, cum se zonă în sensul că nu sunt locuri de muncă în Valea Jiului. Dar ați mai fost miner, ați mai lucrat cam? Am plecat cu o prima ordonanță, am plecat și acum mă întorc înapoi și acum e o problemă, că au vârstă de 50 de ani, dar oricum experiența este, nu e problema de muncă. Ne-am cam săturat pe drumurile europene, mereu plecați, mereu chinuiți. Păi am lucrat în Italia, în Roma și mereu mai mult la negru. Și munca la negru. Și munca la negru, acum că știi că stai la 50 de ani și nu ai o pensie, nu ai nimic, deci gândim că Dumnezeu ne va ajuta. Și Dumnezeu să ne ajute în Valea Jiului ca să ne dea locuri de muncă. E nevoie de o fabrică deschisă, e nevoie de o investiție în Valea Jiului aici, că nu sunt investiții și cam suntem ocoliți un pic. Vrei să te faci miner? Da. Da, să îmi găsesc un job. Și crezi că miner ar fi cea mai bună variantă? Cred că da. De ce? Știi ce e mina? Da, nu, mi-a zis și tata a lucrat în domeniu și zic că un domeniu bun. Nu ți-e frică? Un pic. Ai mai fost în mina vreodată? Nu. Ai mai lucrat vreodată? Da, dar e cu totul altceva, la ceva cablaj am lucrat. Crezi că ai o șansă? Nu știu. Asta nu știu. Unde vrea să te angajezi? La Nicăzen? La Vulcan? La Vulcan. Cât mai aproape de casă. Nu prea merită, că ne dă niște bani de vai și-am bat de capul lor. Și munca cum e în mine? Munca e grea, nu mai avem materiale, nu mai e nimica. Păi și nu i-ați spus fratelui că totuși? Ce să facă? Are copii. Complexul energetic Hunedoara a scos la concurs la mina Vulcan 100 de posturi, însă nu toate au fost ocupate. Acum se fac înscrierile pentru cele rămase neocupate. Mai apoi însă vor fi scoase la concurs și locurile la mina Livezeni, unde sindicatele spun că este nevoie de aproximativ 128 de persoane. În oferta angajărilor de la societatea Complexul energetic Hunedoara se regăsesc 20 de posturi de muncitori necalificați subteran pentru sucursala M Vulcan, 8 posturi de lăcătuși subteran pentru sucursala M Vulcan, un post de mecanic locomotivă pentru sucursala Preserv Petroșani, 2 posturi de șef manevră pentru sucursala Preserv Petroșani. Cei interesați au posibilitatea ca în perioada 6-8 iunie 2017, între orele 9 și 12, să depună dosarele cu documentele necesare la sediul SCC HESA din Petroșani. Voluntarii Crucii Roșii, ajutați de mediul academic al Petroșanului și administrația locală, au premiat copiii cu talent, cu performanțe și care au dat dovadă că vârsta este doar un număr, atunci când rezultatele sunt uluitoare. Asta pentru că mai toți sunt excepții la școală și au ajuns cunoscuți în țară și nu numai. 10 de medalii și diplome au fost împărțite, chiar dacă excelența și tinerețea parcă nu se împacă exact. Există tineri complexi și compleți, dincolo de vârfurile care mereu și mereu sunt premiate. Sunt copii care, pe mine m-au uimit cel puțin din fișele de prezentare, atât de activi în toate domeniile și, culmea, excelează în acele domenii, cu olimpiade, dar de toate felurile. De exemplu, unul foarte bun la matematică și fizică este un foarte bun poet și actor, sau altul, cum se prezintă singur, cel puțin m-a încântat, se laudă, deci se caracterizează și motivează de ce e frumos, mândru și deștept. Și la final, spune așa, omul când vorbește despre el, spune multe, eu m-am hotărât să mă opresc. A fost o gală reușită, cu voluntari care s-au implicat, pentru că sunt în Petroșani copii ce merită să fie evidențiați public, pentru toate performanțele lor. Scopul, unul care să-i facă să-și iubească locurile natale, spun organizatorii galei.
Primim acești copii care ne aduc rezultate deosebite pentru Petroșani și în același timp poate reușim să-i mobilizăm să rămână la noi în zonă, să dezvolte afaceri în zonă, pentru că sunt copii care aduc excelență, aduc rezultate la olimpiade, la concursuri și îi atragem în Valea Jiului. Să rămână aici, să ne dezvolte nouă Valea, să avem și noi un viitor mult mai bun. Fie că e bun la sport, la poezie ori la învățătură, fiecare copil a primit câte o plachetă, o diplomă și cărți, pentru că ei sunt primii care apreciază ce înseamnă lectura de calitate. În această dimineață, Toma Coconea a plecat în Alpi, acolo de unde speră să vină cu un premiu. Începe în scurt timp competiția Red Bull X Alps, competiție la care petroșenanul Toma Coconea este veteranul și gândurile lui sunt acum îndreptate spre o victorie bine meritată. Are curaj să spere, are o echipă cu tot ce e necesar, echipament competitiv și deja a făcut o primă parte a traseului. Urmează cea de-a doua și apoi concursul propriu-zis. Sper că planurile mele să meargă așa cum le-am stabilit și surpriza va fi o cursă tehnică, frumoasă și relaxantă și atunci cu siguranță rezultatul va apărea. Eu am fost acum 2 săptămâni plecat în Alpi, mi-am făcut jumătate a doua din traseu. Acum o să plec înainte de cursă cu 2 săptămâni să fac prima jumătate, să mă duc cu un moral încrezător și faptul că am vizualizat traseul pe mine mă va ajuta foarte mult. Mereu a fost primul și a bătut record după record la alergat. Chiar a fost impusă din cauza lui, că nu prea se odihnea, pauza de relaxare, iar acum vine să ne uimească din nou. Anul ăsta îl voi bate în zbor, la recordurile în zbor, că asta a fost și motivația mea, să le zbat în zbor. În 2013-2011 am arătat că pot și în zbor să fac surprize. Anul ăsta sper că să fac surprize în zbor cât mai mult și dacă vremea nu va ține cu noi, să fie ca un backup alergatul, să zic așa. Toma pleacă cu echipamente care să nu-i mai pună probleme, așa cum s-a întâmplat ultima dată când s-a accidentat cumplit, cu meteorolog și tot ce are nevoie, în 2 mașini ca să se lupte de la egal la egal cu restul competitorilor.